Nu. E ora 10, e vineri, e întâlnirea noastră la cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit! Mai dați de două ori în bulion, oțel în zacuscă și anunțați-vă prietenii prin share că am început și frumoasa noastră rubricuță. Că-i scurtuță, că nu vă țin mult, că urmează weekendul. Doar suntem obosiți după atâtea vacanțe. Mai e careva în vacanțe? Milionarilor! Acum vă permiteți litoralul românesc, a, ca și primul turist al țării, Klaus. A fost Klaus Iohannis în Delta și l-au întrebat jurnaliștii, zice, domnule președinte, care e contribuția dumneavoastră la rezolvarea problemelor din Delta Dunării? Și a spus el, simpla mea prezență. Era îmbrăcat în alb, l-ați văzut și el și nevastă sa în alb. Zici că urmau să intre în apa botezului la fratele Vladimir Pustan. Aleluia! Se botează domnul, robul domnului Werner. Tot așa ar ieși. Un botez în plus, în minus, nu-l face mai bun. Bun a fost prietenul Mihai Hasan care mi-a donat o cafea. Baiui că mi-a donat-o luni și deja am și băut-o. De fapt, nu am nicio cană în față. Dar vă rog să mă credeți pe cuvânt. Și dacă aveți finanțe, vă aștept pe buymeacoffee.com/nicubendea ca să donați o cafea. Că și lui Vlad i-ar bea gura lui. O cafea, da. S-au făcut niște sondaje puternice. Aurul e pe primul loc. Vedeți, aurul place. Nu, aurul. Pe primul loc și la Cocalar și în politică. Pe primul loc aurul. În locul 2 PSD, în locul 3 PNL, locul 4 nu mai contează. Problema e la soacră mea că ODMR-ul are numai 4%. A spus ce va face. Votează și copiii cei mici, votez și tu. Trebuie să facem 6% să intri în Parlament. Asta e. Da, o să se înțeleagă ei până la urmă, că ori mai fost voturi și în Sulina, voturi pentru DMR, că până la urmă interesul poartă fosul, fesul. Cât despre Bianca Drăgușanu, Bianca Drăgușanu, săraca de ea, a fost dată afară de la Canal D. În sfârșit își găsise și ea gaura potrivită. Și ori țipat-o și afară. Făcea un fel de emisiune, de podcast, nu știu ce vorbea, că îi se vedeau numai picioarele și îi s-auzeau buzele. Dar zice, oricum nu mă încurca emisiunea asta, că mă oprea din făcut bani. Cred că și noi oprim cafeaua de după, că ne încurcă din făcut bani. Da. Ce bani? Ce, da, pe o cafea, o zice cineva că ne trimite și zacuscă, dacă vorbim frumos. Că astăzi e ziua scuzelor, ziua internațională în care se cer scuze. Ne cerem scuze dacă nu ne ridicăm tot timpul la nivelul pe care îl așteptați de la noi. Dar acum a început toamna și o să venim cu materiale noi, atât aici, cât și aici vinerea, cât și miercurea. Fiți alături de noi, fiindcă știți ce pierdeți. O zi bună și numai de bine. Uac, 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 uac.